Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Iată-ne din nou împreună cu o temă având un titlu destul de, să nu zic, misterios, destul de ciudat, și anume De partea cealaltă. O să încep emisiunea de astăzi cu o constatare. Orice om își dorește să trăiască cât mai mult, dar niciunul nu vrea să îmbătrânească. Așa o fi, dar să nu uităm. A îmbătrâni este singura cale de a trăi mai mult. Și trebuie să ne mai aducem aminte de ceea ce spunea cândva la Rochefoucauld. Majoritatea oamenilor ajung să moară pentru că n-au încotro. Da, dragii mei, vreau să ne înțelegem de la început. Emisiunea de astăzi nu vreau să o luați ca și cum aș plânge pe umărul dumneavoastră. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Este o emisiune despre ceea ce s-a întâmplat pentru unii din dumneavoastră, pentru alții se va întâmpla. Deci o chestie extrem, extrem de firească. Face parte din viață. Să vă spun și un secret. Mai nou, personal, nu mai regret că îmbătrânesc. Mă întrebați de ce? Vă spun. Până la urmă, îmbătrânirea asta este un privilegiu refuzat multor prieteni de-ai mei. Din păcate așa este. Nu cred că vă spun un secret. Tragedia bătrâneții nu este că eu în media sunt bătrân, ci că altcineva, de acolo, de exemplu, altcineva este tânăr. Aici e tragedia. Mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută cu mine cu câțiva ani în urmă. În mașina 30 în Cluj, stăteam în picioare, era cald, era, cred că era prin iulie. Se fie vreo 3 ani, 4 ani de atunci, o fată stătea jos, o studentă, frumoasă, îi admiram frumusețea, arăta foarte bine, mă rog, era mai mult sau mai puțin decoltată, încât ar fi băgat în trepidație și pe un nonagenar. Da, nu asta e important. Important este că la un moment dat fata s-a ridicat în picioare, s-a uitat la mine și a spus așa ușor, să aud numai eu, vă rog să luați loc. Era, ce să vă spun, pentru prima dată că cineva într-o mașină de transport în comun în Cluj îmi oferea un loc. Atunci mi-am zis, dom'le, ar trebui să joc puțin teatru totuși. M-am întors în spate, m-am uitat din nou la fată și am spus, cu mine vorbiți? Și fata a spus, da. Mulțumesc foarte mult. Și m-am așezat pe scaun, fata era aproape de mine, era mai multă lume în mașină și nu m-am abținut să nu îmi spun mie așa, dar cu voce mai mult să audă și fata, Doamne, cât e de bine să stai jos. Și întrucât fata era aproape de mine, am zis să i-am făcut semn să se apropie de mine și m-am uitat și am pus următoarea întrebare. Domnișoară, fiți sinceră, arăt chiar așa bătrân? La care fata n-a zis nimic, dar a dat din cap la maniera asta. Bun.
Încă o dată vă mulțumesc că mi-ați dat locul, dar mi se pare destul de caragios, pentru că e foarte ciudat. Eu mă uit la dumneavoastră, arătați extraordinar, foarte tânără, arătați foarte bine, mă uit la fața dumneavoastră, mă uit la sânii dumneavoastră, nu asta ce dați locul. Fata a început să râd, am râs și eu, sigur că avea simțul umorului și după câteva stații ne-am despărțit. Da. Acum aș vrea să dau o tentă, poate mai optimistă, la tema de astăzi și pentru asta o să amintesc despre marele scriitor Truman Capote, care spunea cândva: viața, dragii mei, este o piesă de teatru destul de bună. Însă are cel de-al treilea act scris execrabil. Mă rog, dacă o spuneți marele Truman Capote, așa o fi. Da, cândva vă poveseam de ce scriu, de ce scriu cărți, de ce scriu romane. De ce încerc să fac emisiuni de cultură? Da, cum este cea de astăzi. De cultură, sociale. De ce colaborez cu revista Tribuna? De ce? De ce? De ce? Sunt convins, dragii mei, prieteni și prietene, că nu v-am spus cel mai important lucru, și anume, îmbătrânirea este un obicei prost pentru care un om ocupat, cum sunt eu, nu are timp. Pentru o bătrânire, un om ocupat ca mine nu are timp. Confucius, filozoful chinez din anii 500 înainte de Hristos, spunea: bătrânețea este un lucru bun și plăcut. Pe urmă, omul acesta ne și explica de ce este un lucru bun și plăcut bătrânețea. Este adevărat că ești îndepărtat ușor de pe scenă. Dar, atenție, apoi ți se dă un scaun confortabil de spectator. Chiar în primul rând. Și asta nu e chiar așa urât. Asta o zic eu. În urmă cu mulți ani, hotărându-mă să-mi las undeva deoparte toate viciile mele și culmea, Domnule, chiar reușindu-mi această figură, să-mi las în urmă cu vreo 13 ani, aproape 14 ani, toate viciile mele deoparte, am primit zeci și zeci de întrebări. M-au oprit foarte, foarte mulți oameni, prieteni, în general cunoscuți. Toate întrebările lor erau sub semnul unei singure și majore întrebări. Dom'le, de ce ai făcut asta? De ce ai lăsat, ai aruncat la gunoi toate viciile astea? Ei bine, cel mai corect răspuns ar fi aforismul doamnei Eleanor Roosevelt, care spunea, atenție, și câtă dreptate avea, doamna Roosevelt spunea așa: bătrânețea are de ajuns propria sa deformitate. Nu trebuie niciodată să mai adaugi și deformitatea viciului. Corect, doamnă, corect. Să vă dea Dumnezeu sănătatea, dar a zis-o foarte bine. Sănătatea acolo sus. Să nu uităm, bătrânețea este mai mult decât păr alb, riduri, simțământul că este prea târziu, adică, cum spune titlul temei mele, că ai trecut de partea cealaltă, și că jocul s-a terminat. Că scena aparține unei noi generații. Dragii mei,
dragele mele, adevăratul rău nu este slăbiciunea trupului, nici vorbă, ci indiferența sufletului. Asta este adevărata, adevăratul rău al bătrâneții. Da, zilele trecute a murit unul din marii actori ai acestei lumi. Cunoașteți, foarte mult dintre dumneavoastră cunoașteți. Sean Connery. E adevărat, avea 90 de ani și o mulțime de amintiri din trecerea lui atât de îndelungată prin cea de-a șaptea artă, cinematografia. Acum să vă spun un lucru. Actorul s-a retras din viața publică încă din anul 2017. Era foarte bolnav. Avea demență. Boala aceasta i-a măcinat ultimii ani din viață. O boală cât se poate de cumplită. Actorul, evident, nu a putut să trăiască pentru totdeauna cum poate aș fi dorit și eu pentru el, așa că a plecat în pace. A murit în somn, înconjurat de familie și în liniște. Îmi vine să cred că în ultimii săi ani de viață, pentru Sean Connery nu a fost atât de greu de îndurat pierderea facultăților mentale și psihice. Cel mai greu pentru dânsul a fost povara amintirilor purtate în suflet. Și omul acesta avea destule amintiri. Da. Pentru mine, și cred că nu numai pentru mine, cea mai importantă problemă legată de bătrânețe este faptul că Dumnezeule, se simte foarte, foarte aproape moartea. Constantin Noica, marele Constantin Noica, avea o replică la toată povestea asta. Ascultați-mă. E foarte curios, spunea dânsul. Se moare de milioane de ani și lumea nu s-a învățat cu asta. Oare de ce? Așa e, maestre. Ai perfectă dreptate. Așa e. Dragii mei, se moare la toate vârstele. Ideea că nu se moare decât la bătrânețe este o legendă. Iar moartea la alte vârste decât la bătrânețe este infinit mai dramatică, infinit mai supărătoare. Nu cred că vă spun o noutate. Nu cred. În câteva romane scrise de mine, am vorbit despre, să nu-i zic, obsesia mea. Nu este departe de a fi o obsesie bătrânețea sau moartea, nu. Dar am vorbit despre bătrânețe și am vorbit și despre moarte. Ultimul meu roman, de care cândva v-am povestit, Viața la două mâini, acesta este ultimul roman. Îl găsiți în Cluj, în librăriile din Diverta sau pe Eroilor la librăria Bookstory. Acolo, personajul meu, un om de vârstă apropiată cu vârsta mea, acest mare pianist, este la un moment dat internat într-o clinică de dezalcoolizare de lângă Paris. Și într-una din zile are o discuție cu medicul curant care se ocupa de el. În mai puțin de o pagină am descris această discuție care vine foarte, foarte bine la tema emisiunii noastre de astăzi. Îmi permit câteva fraze să vă citesc din roman.
Da, imediat. Pe la amiază, doctorul Barr a intrat în rezerva de spital și s-a așezat pe marginea patului. S-a așezat lângă Thomas și uitându-se peste fișa medicală acestuia, a stat o vreme de vorbă cu asistenta. A făcut câteva însemnări pe o foaie de hârtie, apoi s-a întors spre Thomas. Astăzi mi-am propus să stăm de vorbă. Thomas se răstrucește între așternuturi, întrebând cu o urmă de ironie. O prelegere educațională, domnul doctor? Acesta s-a uitat din nou la fișa medicală din fața lui. Nu. O reflexie asupra morții. Domnule Sovian, dumneavoastră ați fost în ultimul timp într-o fază de pierdere a controlului. Aceasta înseamnă o incapacitate de limitare a consumului de alcool la dumneavoastră sau de limitare a duratei acestui consum. Aveți o cardiomiopatie dilatativă într-o fază destul de... Thomas întoarce capul spre medic și șoptește. Am înțeles. Cât timp mai am? E greu de spus. Vreau să vă pun o întrebare. Vă e frică de moarte? Thomas ridică din numeri și mormăie. Toată lumea se teme de moarte. Și eu mă tem. Părea că obosise și se lăsă din nou între așternuturi, închizând ochii. Pe urmă, continuă, abia o auzit. Da. Teama de moarte. Până la urmă, este vorba de teama de nimic, de non-existență, teama de lipsă de percepții, de senzații, teama de a nu mai simți, adică de a nu mai exista. Doctorul își trase scaunul mai aproape de patul bolnavului. Domnule Sovian, murim cu toții cândva. Să te lupți cu frica de moarte? Este o bătălie dinainte pierdută, pentru că nu faci altceva decât să hrănești și mai mult această frică. Doctore, nu cred că poți scăpa de această frică nemai gândindu-te la ea, pentru că nu poți fugi de tine. Moartea este prezentă chiar și atunci când nu vorbim despre ea, dar și atunci când o negăm. Toți suntem mai devreme sau mai târziu în apropierea morții. Și până la urmă, la ce bun să trăiești 100 de ani dacă nu știi ce să faci cu timpul ăsta? Din ușă, doctorul se întoarce spre Thomas. Domnul Sovian, în lume, 7 din 10 alcoolici își sfârșesc viața în saloanele impersonale ale spitalelor, înconjurați fiind nu de apropiații lor, ci de câțiva profesioniști. Încercați să vă gândiți la statistica asta. Viața, așa cum o știți, se poate sfârși într-o clipă. Nu pierdeți vremea. Alta nu avem. Da, așa scriam eu în cartea Viața la două mâini, așa era discuția între personajul meu, pianistul Soma Thomas Sovian, și medicul curant al lui. Dragii mei, bătrânețea este mai mult, cum să vă zic eu, este mai mult o idee decât ceva real. Mă uit la ceas să văd, mai avem timp. Este mai mult o idee decât ceva real. Mă uit în jurul meu de multe ori și văd persoane în vârstă de 80 de ani, dar ce zic eu de 80 de ani? Chiar trecute de 80 de ani. Călătorind, bucurându-se de fiecare clipă a vieții, pe domnul colonel, un amic de-a meu de 91 de ani, îl văd de multe ori mergând în parc, sau aproape fiecare zi, mergând în parc și jucând șah foarte dezinvolt, ba chiar bătându-i pe foarte mult la șah,
Și explicându-mi pe urmă, dacă ne întâlnim în mașina 30, da, domnule inginer, mă întrebați ce fac. Am făcut 91 de ani. Și cum e, domnule, ziceam? E bine, domnule, e bine. Merg un pic mai rău, dar în rest e bine. Joc șah, merg la spectacole, mai beau așa seara câte un coniac, mic, dar mai beau. Zâmbeam și el mă întreba, de ce zâmbiți? Cum să nu zâmbesc, domnul colonel? Mă bucur, mă uit la dumneavoastră și știți ce îmi spun? Domnule, deci se poate. Da, așa este. Omul meu arată că cel puțin 10 ani, omul meu de care v-am vorbit, cel puțin cu 10 ani mai tânăr. Și văd în același timp persoane la 50 de ani care stau resemnate în fața televizorului privind ore în șir niște emisiuni stupide. Nu, nu. Nu mă refer la emisiunea care vă ofer eu în fiecare săptămână, nici vorbă. Vorbesc de emisiunile stupide, niște știri nefericite, niște filme, ce să zic, nici nu te educă niciun fel aceste filme, mâncând prost și renunțând la a mai trăi. Iar atunci eu, Ioan Megea, mă întreb, dom'le, cine este bătrân? Nu zău, cine este bătrân? Ce este bătrânețea? La ce vârstă ești bătrân? Sau mai bine spus, are bătrânețea o vârstă? E, sigur că are. Are o vârstă, are bolile ei. Țineți minte, cum vă spuneam cândva despre vârsta a treia, am mai avut de mult o emisiune despre vârsta a treia, în care spuneam cum oamenii în vârstă își poartă cu ei bolile și le atârnă așa ca niște decorații pe care și le arată la alți bătrâni. Da, vorbeam despre cărțile mele, vorbeam despre faptul că nu odată în cărțile mele autobiografice, dar, de exemplu, Viața la Domnul nu este autobiografică, deși cineva m-a suspectat că ar fi autobiografică și i-am răspuns doamnei acelea, vorbești prostii. Eu nu știu să cânt la pian, deloc. Deci nu este autobiografică. Bun. Una din primele mele cărți autobiografice, Scene din viața unui provincial, o știți, sunt foarte mulți ani de atunci când am scris-o și când, în 2012, sunt vreo 8 ani de atunci. Și cartea aceasta are câteva referiri la bătrânețe. Am chiar un capitol în cartea Scene din viața unui provincial. Am un capitol intitulat Cronica unei bătrâneți anunțate. Îmi permit câteva rânduri să vă citesc, că e vorba tot despre tema de astăzi, deci nu o iau aiurea pe arătură. E vorba tot despre tema de astăzi. Deci cronica unei bătrâneți anunțate. Până pe la vreo 60 de ani, n-am prea văzut-o pe lângă mine. În ultimul timp, o simțeam tot mai mult că îmi suflă în ceafă sau o auzeam uneori tușind destul de urât undeva în spatele meu. Da? Bătrânețea era lângă mine. Îmi dădea târcoale, tărându-și enervant picioarele greoaie și mai nou, nici nu se sfia să mă privească obraznic în față. Și într-o zi, lumea o să spună că faci parte din trecut. Să fi fost vârsta? Posibil. Mă, fratele meu, și dacă e totuși vodka de aseară băută cu prietenii? Problema este că e trecut de unul noaptea și nu reușesc să adorm. De vreo două ore, întins la orizontală, stau cu ochii la televizor, fără niciun rezultat. Oricum, programul e de tot rahat, o porcărie, zău așa. Pe un post, un film cu niște anonimi și un subiect cât se poate de tâmpit. Mai încolo, un musical fad de tot, de prin anii 50, pe alt post,
Doi politicieni bat câmpii cu foarte multă seriozitate. Mă rog, la banii care iau. Doar pe un post găsesc un cuplu în pielea goală și trecut binișor de prima tinerețe care încearcă să-și opună într-o debara. Ea cu ochii în tavan, zbiar așa într-o doară, nu prea convingător, el cam butos și-a sudat bine, se străduiește să nu scape partenera printre cutiile de carton din jurul lor. Trec în bucătărie și îmi pun un pahar de vin. Nu-i rău deloc. Unde o fi pachetul cu țigări? Și deodată, dinspre ecran, o voce. Unică! Brando! Da, dragii mei! Brando în nașul filmului Coppola. Don Vito Corleone, ținându-și niște prune parcă în gură și mormăind cum numai el știa să o facă. Mă las încet pe marginea patului să nu vărs paharul și privesc ușor trist pe ecran. Ha! Ia uite, domne, sunt toți acolo. Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, doamne, doamne, cât erau de tineri. Dar și eu atunci, prin anii aceia, nu? Aveam vreo 29 de ani. Ce vârstă bună, Dumnezeule, ce vârstă! Recent l-am văzut pe Pacino într-un film, un polițier. Cred că se numea Crime Justificate. Partener De Niro, un alt mare actor. Despre felul cum au jucat cei doi, ce pot să mai zici? Am rămas cu un gust amar în gură la ieșirea din sală. Domne, ce poate să facă trecerea anilor și peste acești actori? Pacino arăta teribil de îmbătrânit. Am fost trist toată ziua. Ceva în mine parcă s-a rupt. Și nu înțelegeam de ce trebuie să arate așa și omul ăsta. Sigur că la aproape 70 de ani unii bărbați arată destul de rău, alții arată rezonabil. Iar o anumită categorie, nicicum. Asta pentru că unii din care vă spuneam au dat colțul. Ajuns acasă, am intrat repede în baie și m-am postat în fața oglinzii. M-am privit îndelung, critic, am tras puțin de piele încrețită în jurul ochilor și a frunții, mi-am sub delicat buzele și căzute și în final, înjurând urât, am țins lumina ieșind din baie. Cea mai mare surpriză a unui om este bătrânețea, spunea Tolstoi. Din punctul lui de vedere, așa o fi, lui dădea mâna să o zică. Recent am văzut o fotografie a scriitorului, cred că era de la Iasna Apoliana. Credeți-mă, dacă și eu la 82 de ani aș arăta tot așa, să îmbătrânești frumos. Hai da de! Cine a inventat butada asta nu s-a gândit deloc. Ascultați-mă pe mine, bătrânețea e tare urâtă. Vine cu toate fel, cu de toate vine. Tot felul de boli, încep să arăți ca dracu. Te miști tot mai greu. O pui tot mai greu. Și în general nimeni nu te mai bagă în seamă. Exceptând poștașul care îți va aduce pensia și căruia îi vei lăsa 10 lei. Treabă pentru care o să fac un minut conversație cu tine. În rest, nimeni, domnule. Să nu mint. Ieri m-a căutat un individ pe la prânz. A sunat, a intrat, a mormăit ceva, bănuiesc că a salutat sau ceva în genul ăsta. Câteva minute s-a foit pe hol și a plecat cu o față scârbită. Asta după ce a citit contorul de gaz. Acum câteva luni, da, mă uit de ară la ceas. Timpul. Acum câteva luni mă sună Viorel. Era într-o joi. M-a invitat la Sebeș. Hai, domnule, sâmbătă pe la noi. Dacă nu plouă, și sigur nu plouă, am vorbit eu cu cine trebuie, o să stăm afară, sub nuc.
așa cum îți place ție, bere la rece în fântână, am și o țuică de prună, mai un mic, mai o măslină, o atenție, punem și de un poker cu băieții, mai spre seară. Ei, ce zici, Coane? Pe urmă te culc în camera din față, aia cu televizor și cu bibliotecă, doar ești intelectual, ce mama dracului. Asta a fost joi. Vineri, ca tot clujanul, la Filarmonică, începuse festivalul Mozart și în seara aceea era Don Giovanni. Ies pe la 9 și ceva, mă mai trag așa prin centru, vreo jumătate de oră privind cu plăcere la perechile frumoase de tine și ce-mi zic? Ia să-l sun, domne, pe Viorel, să vedem dacă nu s-a schimbat ceva legat de plecarea la Sebeș. Sun de câteva ori, insist chiar, mă, nimic. Ăștia au ieșit la o bere sau sunt la Remi, la Pietre, la vreo familie? Nelule, tu ești? A, Mara, soția lui Viorel, dar greu mai răspunde și femeia asta. Servus, dragă, mâine ne vedem, da? La Sebeș, dă-mi-l pe Viorel. Pauză urâtă, lungă, apoi suspinul greu al ei. Viorel e în spital de câteva ore, îi aud plânsul înăbușit. Atac cerebral. Dumnezeule, de ce el, îmi zic? Da, bătrânețea, într-adevăr, e o treabă urâtă, ascultați-mă pe mine. Pe urmă, domne, discuțiile despre cum te îmbraci la vârsta a treia, cu ce te îmbraci. Nu odată, prietena mea mă chema în camera ei să-mi arate cum s-a îmbrăcat. Urma să plecăm la o nuntă, la o onomastică, la un mall sau Dumnezeu mai știe pe unde. Și de multe ori aceeași poveste. Îi spuneam, nu, nu e bine, draga mea, înțelege-mă, hainele pot să facă două lucruri. Să arate realitatea, adică dacă să zicem, ai 58 de ani, de o piesă nașpa de pe tine, să arate clar vârsta asta, dar dacă pui pe tine niște haine cu mulhar, norocul tău, arăți cu ceva ani mai tânără. Mă rog, totul e să vrei treaba asta. Ce ai pus tu pe tine acum? Scuză-mă! Adevărul e că întotdeauna ți-a ieșit mai bine povestea cu dezbrăcatul decât cu îmbrăcatul. Oare de ce, dragii mei, după o anumită vârstă, de multe ori, unii cred că poți să arăți și urât? Adică să pui pe tine niște haine desperecheate, să zicem, cămașe în carouri, o cravată cu culoare tristă, cu o culoare tristă, în picioare tenis sau adidas, mai mult sau mai puțin scâlciat și pe cap hidoșenea aia de caschetă de jocheu din pânză, despre care peste 10 de ani se va spune că reper. A, era pe vremea aia când bărbații purtau pe cap rahatul ăla. Dar se pare că după o anumită vârstă, românul a renunțat la orice ambiție, chiar și la cea vestimentară. Competiția ținutei, domnilor, vă rog să fim serioși. După unii, dacă ai trecut de anumită vârstă, pot să arăți așa cum vă povesteam mai înainte, sau chiar mai rău. Dacă ai curajul să arăți altfel, e suspect, domnule, suspect că nu e serios, suspect că nu ești maturizat, sau mă rog, că faci pe tine rău, ceea ce nici nu-i prea bine. De un timp mă îmbrac în negru. Îmi place mult culoarea și cred că îmi vine și bine. Zilele trecute mă întâlnesc cu un cunoscut. Mă oprește, mă prinde de o mânecă și privindu-mă cu multă tristețe mă întreabă șoptit. Mă scuzați, domnul inginer, v-a murit cineva? Vă văd de negru. Îl privesc siderat și îi explic, făcând și eu o glumă, ca să mai schimb puțin atmosferă. Nu, Doamne ferește, n-a murit. Nu, încă mai folosesc. Bineînțeles, așa mai dus m-am, dacă vă referiți la treaba aia. Mare-i grădină la Dumnezeu, domnule.
Altă dată, un tânăr de vreo 30 de ani, fost coleg de serviciu, mă interoghează zâmbind ironic. Ha! Domnule inginer, interesant, interesant. Folosiți parfum Guerlain, nu? Miroase beton, ce mai? Dar la vârsta dumneavoastră, ce pot să-i mai zic? La vârsta mea. Probabil că la vârsta mea ar trebui să miros a transpirație sau a urina. Doamne, iartă-mă! Și aici, ca să închei cu paginile din cartea asta, fac o, dar nu o să vă citesc, fac o trecere în revistă, da, în 2007 m-am urcat într-un tren, am plecat la București, urma să mă întâlnesc cu niște bătrâni acolo. Și ce bătrâni? Niște bătrâni mai speciali, dragii mei. Concert pe stadionul Lia Manoreu, Rolling Stones. Visul meu de peste 40 de ani. Și povestesc despre acei bătrâni, trecuți bine de 60 de ani, care Mick Jagger, solistul, om în vârstă, om, cum am zis la tema de astăzi, de partea cealaltă, da, om trecut de partea cealaltă, două ore a cântat, două ore a dansat, două ore n-a fost playback, apropo, nici vorbă. La plecare, entuziasmat, m-am întrebat, domnule, bătrânii ăștia speciali, oare o fac pentru bani? Tot eu mi-am răspuns. Năluță, vezi, domnule, de treabă, ăștia au bani și pentru încă trei generații care urmează după ei. O fac să arate tuturor că deși sunt în vârstă, n-am zis bătrâni, în vârstă, încă n-au renunțat. Enescu spunea foarte bine, nu bătrânețea, vârsta ridează fața, ci faptul că ai renunțat la niște chestiuni, aia te poate îmbătrâni. Așa e. Acum, timpul nu-mi permite, ne-am apropiat de final. Aș mai fi vrut, dar pentru asta pot să vă povestesc, aș mai fi vrut să vă spun câteva cuvinte. Ce m-ați întrebat? Dacă este obsesie chestiunea cu bătrânețea și cu moartea la mine? Dom'le, v-am mai spus odată. Nu este obsesie. Nu. Dar... mai scriu și despre această temă, așa cum vă vorbesc și astăzi despre tema asta. A trece de partea cealaltă. Da, în America fiului meu, o carte care vorbește despre... știți povestea, plecarea fiului meu în America, în urmă cu 20 de ani, am câteva pagini, repet, nu o să vi le citesc, că timpul nu mai îmi permite, am câteva pagini, probabil mulți dintre dumneavoastră le-au citit, în capitolul 4, de exemplu, vorbesc despre pensionarea tatălui erou, personajului din carte, despre pensionarea ca poveste urâtă, debarcat pentru totdeauna undeva pe la margine de drum. Țara nu mai avea nevoie de mine. Mama e de lume. Da, dragii mei, închei revenind la prima frază sau la a doua frază de la începutul emisiunii. Nu luați această temă ca un plânset, ca o tristețe, ca un plânset pe umerii dumneavoastră. Nici vorbă. Nici vorbă. V-am mai spus. Atunci când ai mult de lucru și întâmplător, încă mai am de lucru, nu ai timp să îmbătrânești. Vă mulțumesc foarte mult, mă mulțumesc că m-ați primit iarăși în casele dumneavoastră, că mi-ați dat voie să stau lângă voi. Ce pot să vă zic? Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut, o toamnă plăcută și nu uitați, v-am mai spus-o de sute de ori și o repet și astăzi. Vă iubesc din suflet.